și noi pe tine. La mulți ani, Diana. Am adus pe cineva care vrea să-ți dorească floricică. Eu nu cred, mă duc pe suflete ce faci, iubirea mea. Ți-ai adus o floricică. Uite, o iau cu minte de aici. Vrei să-l iau și pe el? Și pe Bubli și Orda. Ia-l de acolo. Stai, Bubli, vii la Diana tu. Vii la Diana tu. Bubli. Hai să dau și o Lidiei tu, niște flori tu. Sufletul meu mic, of, Doamne, uite pe Bubli jorul ăsta. La mulți ani, Lidia. Îți mulțumesc, Florin. La mulți ani. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să le spun și eu la mulți ani tuturor mamelor care ne urmăresc acum și nu numai, în special mamei mele și tuturor femeilor de pe acest pământ. Și vreau să le mulțumesc din suflet pentru, atât în numele meu, cât și în numele tuturor copilor, pentru creșterea și educația frumoasă pe care ne-au dat-o până acum și pe care ne vor da de acum încolo. Foarte frumos! Luați-l în loc, vă! Minunat! Bubliță! Vrea la mami Bubliță să nu sar de la Diana. Las pe jos tu? Sau ți-l dau ție? Eu în braț. Hai, nu, mamă. Ce înseamnă? A vrut să vină cu mine, vreau să mă duc să-i dau floricică Dianei. Da, da, drag de el. Ce înseamnă pentru tine, Lidia, 8 martie și mama? 8 martie, clar, este ziua care se învârte numai în jurul mamei mele, pentru mine personal. Este ziua în care pot să-i fac o declarație de dragoste mai siropoasă mamei mele. Ziua în care pot să-i ofer mult mai multe flori decât îi ofer de obicei. Ziua în care noi toți, frații Buble, 11 la număr, îi arătăm cât de mult te iubim și spunem asta. Mamă, nu numai astăzi, și în alte zile, doar că astăzi în mod special. Ai o mamă eroină. Da, să știi că mama mea este eroină. Uh-huh. Este o mamă care a știut atât de bine să împartă toată dragostea ei între 11 copii, încât niciodată nu am simțit diferențe. Adică nu am simțit că pe unul îl iubește mai mult decât pe celălalt. Și asta cred că este foarte important. E cel mai important lucru, da. Și e foarte greu să te împarți între atâția copii, între atâția așa. Câți copii vii, Lidia? Eu? Am mai spus la... vreau să o întreg pe mami. Deci ai atâta dragoste ca să împarți, nu? Da, mam și nepoții foarte mulți acolo acasă la Deva și nu numai. Și am foarte multă dragoste de oferit, așa că să vină copilașii. Când ai văzut ultima oară pe mama ta? Pe mami ultima dată am văzut-o zilele trecute pentru că am vorbit cu surorile mele pe pe WhatsApp, așa, cu camera video, dar așa față în față ne-am văzut cred că acum 2 luni cam așa. Da. Din păcate ne vedem destul de rar. Știi, eu când ajung la mama, pentru mine zilele alea sunt atât de rare că se prelungesc așa cu noapte de povestire. La fel e și în cazul tău. Da, bineînțeles. Stăm până dimineața și povestim și ne spunem. Și tot mai ai de zis și ții minte și atunci. La fel da, și la tine. Da, și ne aducem aminte de vremurile alea frumoase când eram micuț și... Bine, pentru noi, cred, frumoase. Pentru aia erau puțin mai grele, pentru că ia-ți dai seama, după cum am spus, se împărțea întotdeauna între noi 11. Și cred că pentru aia era destul de greu. De asta, nu știu, nu voi avea niciodată cuvinte suficiente încât să-i mulțumesc mamei mele. Și de asta există piesa asta pe care o să o ascultăm astăzi, nu? Sărut mâna mamă, nu? Da, piesa Sărut mâna mamă a fost scrisă de gașca mea de la Epic Records, cărora vreau să le mulțumesc din suflet. A fost scrisă despre mine, despre viața mea și pentru mine și mama mea în special. Și apoi pentru toate mamele, bineînțeles. Este acolo în piesa asta, în piesa aceasta este o mare parte din sufletul meu și mă bucur foarte mult că am reușit să transmit lucrul acesta și celor de acasă care mi-ascultă muzica. Și uite, astăzi, la o săptămână, cred că și 2-3 zile, a făcut 3 milioane de vizualizări. Și felicitări! Și cu siguranță o să mai facă și astăzi foarte multe vizualizări. Am să te rog să le iei tu pe Bublișor. Îl iau pe Bubli, gata. Ca să o lăsăm pe Lidia să ne cânte piesa. Haide, Bubli, ia vină la Diana. Asta e. Doamne,